18 martie 2022, o zi de lună plină, înainte de echinocțiul de primăvară, înainte de anul nou dacic, ne-a fost menit să ajungem aici, în cetatea Blidaru, punctul de antrenament, de pregătire, de formare a apărătorilor acestui neam, a trupelor lor de elită. Un neam brav, un neam inteligent. Noi, cei de astăzi, suntem urmașii lor și să nu uităm asta. Să nu uităm cine suntem ca națiune, dar și ca suflete întrupate în acest popor. La nivel individual, colectiv. Și vă propun ca în această perioadă a taberei să facem meditații prin care ne racordăm la energiile pământului nostru, planetei noastre, la entitățile și spiritele naturii. Ne racordăm la energiile cosmice, ale sufletului nostru spirit, și în același timp ne regăsim pe noi, ființa om, cei ce suntem azi, aici, întrupați. Într-un timp și spațiu strămoșesc, încărcat de istorie, încărcat de spiritualitate. Chiar și cuvântul spiritualitate are ca rădăcină cuvântul spirit. Asta ar trebui să reținem. Nu dogme, nu religii, ci esența noastră, a ceea ce suntem, spirite, suflete, întrupate. Este o călătorie către noi. Locurile energo-informaționale, locurile sacre, generează un câmp. Sunt adevărate porți către univers, către universul interior, către trecut, către planurile, poate chiar și simultane ale acestui univers. Poate versiunile ale noastre în acest prezent sunt într-un trecut pe care noi îl percepem a fi trecut. Poate noi cei care ne aflăm aici și acum cu picioarele pe acest pământ suntem o parte dintre noi sau o parte din structura noastră se află în acel trecut al pelagilor, a hiperboreenilor, al tracilor, al dacilor sau poate chiar și într-un viitor al neamului nostru. Cer permisiunea a entităților veghetoare ale acestui spațiu, spiritelor veghetoare ale acestei cetăți, să permită accesul la informație. Cu respect, cinstim memoria lor și din cunoașterea lor să ne îmbogățim și noi, fie să ne fie revelate acele informații necesare și utile evoluției noastre pentru acest prezent și poate pentru viitorul ce va urma. Respirăm adânc. Rog mintea să coboare în inimă. Cer permisiunea entităților veghetoare ale acestui spațiu să permită deschiderea planurilor acum. O coloană de lumină deschide câmpul. Unește cerul cu pământul.
O undă se propagă, o undă energetică de culoare aurie, îmbracă întreaga colină a cetății Blidaru. Se creează un halou de protecție care facilitează călătoria noastră, a sufletelor noastre, spre spirit, spre ceea ce suntem, spre planurile informaționale. Percep entități uriașe, de înălțime vreo 3-4 metri, în jurul nostru. Au ținuta pe care noi o identificăm cu cea a inițiaților din vechime. Robe albe până în pământ, toiag. Chipul lor nu este doar bătrân, sunt și tineri printre ei. Sunt de vârste diferite. Percep prezența și a spiritului Zalmoxian. Aveți în voi puterea noastră. Și în momentul acesta percep cum către palmele noastre, către podul palmei, acolo unde se află centrii energetici din palmă, se deschid raze de lumină. Se creează ca într-un sistem holografic. O transmitere de informație sub forma unor simboluri. Este o scriere care coboară de la nivelul cerului spre palme, pe acele coloane de lumină pe care noi le avem în podul palmelor noastre. Este o scriere în simboluri, figuri geometrice care alternează cu o scriere cu caracter asemănător celui arab. Și asemănător celui chinezesc. Mi se spune, nu este în limbajul pământean al vostru. Veți desluși mesajul, căci este adresat sufletului vostru. El poate citi ceea ce voi primiți astăzi. Observ cum pe brațe se ridică spre umeri un fluid energetic auriu. Se extinde, mergând spre zona inimii, și în întreg corpul, acel fluid. Pe ramificația vaselor de sânge activează ființa noastră,
Activarea corpului de lumină, mi se spune. Ați apărat pământul ăsta sub diverse forme. Legătura voastră cu planeta care vă găzduiește este puternică în voi. V-ați apărat unii dintre voi, semenii voștri. Chiar și cu prețul vieții voastre. Ați ales să fiți în mai multe rânduri. Cei ce ați continuat aceeași misiune. Sub diverse forme. Observ un simbol solar exact în chakra inimii, în piept. Este un cerc care în exteriorul lui are triunghiuri cu baza lipită de cerc, formând astfel ca un soare. Deci mai multe triunghiuri care ar reprezenta într-un fel grafic razele de jur împrejurul cercului. Mi se spune, îl veți recunoaște, este unul dintre simbolurile inițiatice. Sunt fascicole în momentul acesta pe care le percep, venind cumva în dreapta corpului nostru, fiecare dintre noi cum suntem așezați, în dreapta noastră, pe partea dreaptă, un pic în diagonală. Observ deschiderea unui fascicol de lumină de culoare albastră, un albastru deschis, un bleu siel. Îmi sugerează ideea de poartă, de portal. Banda este destul de îngustă, la câțiva centimetri, până într-o jumătate de metru. Mi se spune să fiți atenți, fiecare dintre voi, în mod individual. Vedeți ce percepeți, lăsați mintea liberă și vizualizați sau simțiți sau doar intuiți. Indiferent sub ce formă, lăsați informația să curgă către voi, căci fiecăruia dintre noi îi va fi revelată o informație strict personală. Voi ce vedeți dincolo de această poartă? Puteți întrezări un personaj, o altă dimensiune, orice, un simbol, o scriere.
La un moment dat, aceste entități parcă din toiag au transformat toiagul în sulițe pe care le direcționează spre centrul cercului. Iar în prelungirea vârfului de lance, de vârful acelor sulițe, se unesc raze. Continuând aceste fascicole în sus, mi se spune că este o grilă de protecție care este generată pentru voi. Este un alt fel de mesaj perceput astfel, pentru ca voi să înțelegeți că nu aveți de ce să vă temeți. Sunteți protejați. Protecția e în voi și în afara voastră. Acea undă începe să se extindă. Acea undă creată de vârful lor de lance, observ că începe să se extindă, cuprinzând pământul. Tendința este de a cuprinde întreg pământul. Este ca o filtrare, mi se spune. Este o pânză tip filtru. Se cern lumile. Se cern cei dintre voi. Fiecare dintre noi are în față un scut, un scut înalt, care vine până la nivelul aproape al bărbiei, oval. Au un blazon aceste scuturi, o stemă solară. Este un cerc. Este același simbol pe care l-am văzut în chakra inimii. Are razele de jur împrejur formate din triunghiuri. Triunghiuri echilaterale. În fața și spatele nostru există un astfel de scut. Să intuiesc că vor fi mișcări ascunse. Chiar dacă nu veți ști ce pericole vă pândesc în spatele vostru, sunteți protejați. Se creează o simbioză între simbolul energetic din corpul nostru și scuturi.
practic, scuturile devin ca niște organisme, aș putea zice, vii, energetice, active. Începe o mișcare rotativă a acestor scuturi, cele două, cel din față cu cel din spate, se învârt cu o viteză uluitoare. Este posibil să simțiți senzația de centrifugă, de balans al corpului, pentru că se activează câmpul energetic. Este o conștientizare că sunteți mai mult decât aceste ființe întrupate aici. Să conștientizați puterea voastră ca suflete și spirite. Să nu vă mai fie teamă de lumea în care trăiți. În acest moment, fac un gest de rămas bun, prin care ei înclină capul ușor spre cu bărbia spre piept, mâna adusă spre inimă. Și genunchiul stâng a plecat doar dintr-un genunchi. Îmi zice că voi recunoaște mișcarea. De cine este folosită sau de cine a fost folosită. Vă veți aduce aminte. Mi se spune. Se retrag. Spiritul zalmoxian este ultimul care pleacă. Nu spune nimic. Se retrage în tăcere. Revenim ușor, conștienți de prezența noastră în acest timp și spațiu. Corpurile noastre în acest moment se aliniază perfect. Mișcați ușor mâinile, picioarele, până începe să vă simțiți corpul. Și ușor, când sunteți pregătiți, deschideți ușor ochii și focalizați privirea. Bine ați revenit în dimensiunea noastră. Deci amintiți-vă ce sunteți. Și cine sunteți? Și astfel, lumea este schimbată.